Am onoarea să vă salut, dragi prieteni. Sunt Cristian Român și vă invit să călătorim, ca de obicei, pe planeta rațiunii. Să vedeți ce înseamnă lipsa de rațiune. Am aici un mesaj care l-am găsit pe Facebook. Este vorba despre grupul Știința O Candelă Întuneric și unul dintre prietenii noștri lăsa mesajul acesta. Uitați aici, dacă cineva e medic, ar putea să își dea cu părerea despre următoarea situație. O cunoștință întâlnită exclusiv online îmi spune că are hepatita B și că vrea să se trateze naturist prin înfometare sau post negru. Mi se pare ciudat, dar nu sunt medic și am spus să vorbească cu un medic. E din Republica Moldova și a fost cu mult timp în urmă la București, dar nu mai vrea să meargă la medic. Nu o cunosc personal și nu am văzut-o niciodată, dar dacă aveți păreri, opinii, e bun postul negru pentru hepatita B? Din motive pur umaniste, cred că sfatul de a vedea un medic din nou este bun. În rest, ce pot să fac? Cine spune că popularizarea pseudomedicinei prin canalele media nu este extrem de periculoasă, are acum o dovadă că se înșeală. Prea multă lume, mult prea multă lume, chiar dintre cunoscuții mei, apelează cu mare ușurință la tratamente, între ghilimele, bineînțeles, alternative, la tot soiul de energo-bioterapeuți, la homeopați și așa mai departe. Hepatita B e o boală grea și nu prea știu să se trateze altfel decât prin ceea ce spune medicina bazată pe dovezi. Nu acea pseudomedicină care se bazează numai pe tot soiul de vorbe. Asta este o consecință a lipsei de rațiune care este creată cumva prin mass media de la noi și de aiurea. Internetul, ce să mai zic, având în vedere faptul că prea puțin dintre noi știu să-și caute informațiile corecte, pe internet ajungi foarte ușor în capcana a tot soiul de bloguri, a tot soiul de site-uri care par așa cumva un iz medical, dar de fapt sunt pline de afirmații ce țin de o pseudomedicină. La asta se ajunge. Nu vreau să insist asupra acestui subiect. Vreau să revin asupra unui subiect pe care l-am enunțat și săptămâna trecută. Este un scandal, nu vreau să-l mai abordez, dar văd că scandalul legat de plagiat se extinde. Domnul Ponta, așa cum știți dumneavoastră, chiar a fost, cum să zic eu, s-a întrunit o comisie de etică care l-a declarat ca fiind plagiator. Eu cred că lucrurile sunt mult mai grave și trec dincolo de plagiatul, între ghilimele, a domnului Ponta. De ce zic ghilimele? Pentru că mărturisesc că nu știu dacă a plagiat sau nu. El a respectat niște reguli de redactare a lucrărilor de doctorat. Ale lucrărilor de doctorat. A respectat niște reguli. Impuse, bineînțeles, de facultatea de drept. Eu nu știu ce impuneau acele norme în privința citării. Nu știu. Cum să citezi? El, domnul Ponta, susține că a respectat acele reguli din acea vreme. De altfel, plagiatul, dacă nu mă înșel la data la care a fost redactată lucrarea, nici nu era incriminat. Dar asta nu are nici cea mai mică importanță. Vedeți, dumneavoastră, spunea și săptămâna trecută, în mai toate universitățile importante din lumea asta sunt, cum să vă zic eu, ghiduri foarte precise în ceea ce privește redactarea lucrărilor științifice. Fie ele articole, lucrări de licență, lucrări de doctorat, sunt reguli extrem de stricte. Iar plagiatul, alături de falsificarea și fabricarea de dovezi, constituie cele mai grave încălcări ale unei bune comportări, să zicem noi așa, în știință. Este cumplit plagiatul. Vreau să mai fac o precizare. Nu cred că există vreo lucrare de doctorat pe lumea aceasta care să nu se bazeze și pe surse din afara lucrării. Adică
vreo lucrare de doctorat care să nu citeze din alte lucrări științifice. Mi se pare cât se poate de firesc. Numai că acest lucru trebuie să apară extrem de bine precizat în corpul lucrării ca atare. La domnul Ponta, și nu e vorba numai de domnul Ponta, mai sunt câteva cazuri, le cunoașteți la fel de bine ca și mine, în care lucruri similare s-au întâmplat. Respectiv, sunt citați niște autori, sunt citate niște lucrări. Ele apar la sfârșit la bibliografie, dar nu apar acolo ca în text. Nu poți să separi citatul de textul, de contribuția propriu-zisă. Repet, nu cred că domnul Ponta este de vină, ci întreg sistemul. Cum adică? Facultatea de drept. Chiar dacă îți arunci o privire pe lucrare și nu vezi niciun fel de ghilimele și sursele citatului, decât, mă rog, o bibliografie la sfârșit, îți pui o întrebare. Nu trebuie să fii specialist în drept. Așa să fie normele facultății de drept din acea vreme? De-a lungul timpului mi-am exprimat îngrijorarea vis-a-vis de ce se întâmplă prin comunitatea academică românescă, așa, să folosesc o termen mai larg. Vreau să precizez că noi avem oameni de știință de extrem de mare valoare. Sunt convins că este lucrări de doctorat de valoare mondială, adică fără niciun fel de patriotism de ăsta gratuit, așa. Sunt convins că există așa ceva. Numai că petele acestea care apar strică un pic credibilitatea comunității academice din România. Iar faptul că întreaga dezbatere pe care am văzut-o pe canalele media de la noi s-a cantonat mai degrabă într-o zonă politică, partizanat, cine ținea cu Ponta nu băga de seamă lipsa ghilimelelor, în timp ce ceilalți nu băgau de seamă faptul că în teze de doctorat se citează adesea alte lucrări. Cât trebuie să fie citat, cât trebuie să fie text propriu, nu știu. Poate că și aici există niște norme. Dar, repet, la acea vreme, se pare că la Facultatea de Drept, nu știu de ce, nu existau asemenea norme de citare corectă a surselor bibliografice. Acesta este un lucru extrem de grav. Mai țineți minte, tot la Facultatea de Drept, în urmă cu un an, vă prezentam o lucrare care finaliza un curs post-universitar de criminologie. Ca să vedeți că lucrurile nu țin numai de plagiat în lumea noastră academică. Lucrarea de care termina cursul postuniversitar de criminologie avea un titlu extrem de științific. Ați prins ghilimelele. Criminologia și astrologia, tipologia criminalului în serie. E, știință curată. Deci la o facultate de drept din România. Chiar facultatea la care domnul Ponta și-a dat doctoratul. Fiind practicant astrologiei, începe lucrarea, știință spirituală străveche, cu origini în cele mai importante civilizații ale Terei și făcând obiectul de studiu al unor personalități de geniu, adevărate spirite, revoluționare, am constatat că noțiunile, teoriile, conceptele astrologice pot furniza răspunsuri ce par să lipsească din multitudinea de idei expuse. O frază, mă rog. Aici să știți că n-am găsit o bibliografie, n-am găsit citate, dar mă rog, n-are importanță. Există spre sfârșitul manualului un capitol dedicat împăcării dintre cele două ramuri ale cercetării criminologice, cea etiologică și cea dinamică, însă este doar sub formă de concluzie, nefiind făcută nicio demonstrație. De aici s-a născut dorința mea de a introduce astrologia în această lucrare ca știință complexă, capabilă să acopere o vastă arie de cercetare prin corespondențele pe care le realizează cu energiile planetelor, conform uneia dintre cele mai importante legi universale, legea corespondenței, pe care o voi defini în rândurile de mai jos. Și continuă. Despre această lucrare v-am vorbit o emisiune întreagă. Ce credeți? Ține asta de un spirit academic serios sau ține cont așa de un fel de bălmăjeală academic? E un curs post-universitar la Facultatea de Drept din București. Cum vi se pare? Lipsa normelor corecte de a redacta o lucrare de doctorat referitoare la citare. Adăugați această lucrare științifică, să zicem, între ghilimele, bineînțeles. Cum vă miroase așa cumva spiritul ca academic în România, rigoarea aceea pe care o impune orice știință, fie ea știința dreptului?
Nu poți bate câmpii. Nu. Trebuie să te bazezi pe niște dovezi, pe niște lucruri dovedite. În toată politizarea care a urmat scandalului plagiatului, și vă spun, emisiunea asta e realizată cu 11 zile înainte de a fi difuzată, deci între timp bănuiesc că vor mai apărea și alte cazuri de plagiat. Dar problema fundamentală, care este spiritul, rigoarea academică, care unor parcă lipsește din câmpul academic românesc, nu se prea atinge. Nu cred că disputele academice trebuie transformate în atacuri politice de tipul acesta pe care l-am văzut în ultima vreme. Tare supărați jurnaliștii noștri. Tare, tare supărați. O altă lucrare de doctorat de această dată la Universitatea din București, despre care am mai vorbit cu o altă ocazie. Acum un an. Abordarea holistică, integrativă a tehnicilor psihoterapeutice și a medicinii alternative complementare în terapia afecțiunilor somatice grave. Omul care nu are studii medicale, are studii de psihologie și a luat un doctorat de medicină complementară, direct fără studii medicale, la Calcuta. N-am reușit să găsesc universitatea aceea pe net, dar mă rog, să zicem. Vine la Universitatea București, Facultatea de Psihologie, și își dă doctoratul. Să vedeți cum stau lucrurile. În cadrul lucrării am încercat să abordez două laturi. Rezultatele ce se obțin în urma unui tratament specific medicinei alopate, deci omul nu este medic alopat, nu are cursuri de medicină alopat. Comparativ cu rezultatele obținute în urma aplicării concomitente a tratamentelor specifice medicinei complementare asociate cu psihoterapia. Vedeți dumneavoastră, dacă era vorba de psihoterapie în cazul afecțiunilor somatice grave, de cancer e vorba în lucrare, n-ar fi fost nimic de zis. Era îndrituită Facultatea de Psihologie să acorde un doctorat, mă rog, pentru un asemenea subiect. N-aș putea să apreciez lucrurile din acest punct de vedere. Dar vedeți, aici e vorba și de medicină, fie ea și complementar. Omul tratează cazuri de cancer în cabinetul său prin această medicină complementară. Și veți vedea cum stau lucrurile. Aici vreau să fac o paranteză. Am citit rezumatul lucrării de doctorat, din care voi mai cita câteva rânduri. Aici să știți că citările erau corecte. În paranteze, frumos, autor, carte, pagina. Cum ar trebui să fie? În schimb, conținutul. Astfel, în cadrul ședințelor de terapie, să vedeți cum face terapia, în care s-a aplicat modelul holistic integrativ, s-au parcurs următoarele etape. Și erau mai multe. Am luat numai unele care sunt mai evident pseudoștiințifice. Identificarea stării de sănătate a organismului din punct de vedere energetic prin metode specifice radiesteziei, chestia aia cu ansa, devine subiect într-o teză de doctorat. Deci omul punea diagnostice prin radiestezie și metode de investigare specifice abordate de medicină alternativă. La prima întâlnire se realizează o anamneză, în urma căreia se poate decide și cum va fi alcătuit programul de intervenție holistic integrativ. Astfel, pe lângă ședințele de psihoterapie, se poate propune abordarea fitoterapeutică. Să vedeți cum e abordarea asta fitoterapeutică. Mă rog, n-am nimic cu fitoterapia, dar argumentația, să vedeți. Prin propunerea unei cure fitoterapeutice, a unor infuzii, decocturi, remedii sau arome, în funcție de necesitățile fiecărui pacient, pentru a se echilibra organismul. Da. De obicei, atenția se îndreaptă către organele și respectiv meridianele. Ce meridiane? În care există un exces de energie, fie din potrivă apare un vid de energie. Pseudoștiință curată într-o lucrare de doctorat la Universitatea din București. Mai departe. Investigație și tratament radiestezic, pornind de la cauza spirituală care a provocat suferința, cancerul. Cauza spirituală care a provocat cancerul. Și necesitatea înțelegerii acestea și din alte perspective decât cele strict medicale. Identificarea anomaliilor bioenergetice patogene, lucrare de doctorat, Universitatea București, a spațiilor energo-informaționale negative și reducerea sau eliminarea totală a acestora. Crearea unor spații energo-informaționale benefice actului de vindecare. Și șapte, oricât, nu reușesc, am mai făcut o emisiune pe tema asta, dar pe mine de fiecare dată mă lasă, cum să zic, mă
mă impresionează, ca să zic așa. Cristaloterapia. Cancer, cristaloterapie, repet, cancer și cristaloterapie. Cancer și cristaloterapie. Pacientului îi se indică purtarea unor anumite minerale compatibile ce îl pot ajuta să-și îmbunătățească starea de sănătate. Ce părere aveți? Cum e o asemenea teză de doctorat văzută de către un om de știință serios? De cineva, să zicem, care vrea să analizeze, să vadă cam care este nivelul Universității din București. Și dă peste pacientului se indică purtarea unor anumite... Și ne preocupă mai degrabă politizarea unor plagiate, unor, nu mai zic nimic. Dar lucrurile, să știți, că sunt și mai grave. Haideți să vă citesc de pe un site al unui domn doctor și o să vedeți că ține tot de comunitatea academică. Bine, fiecare medic poate să facă ce vrea. Dar să citim despre biorezonanță. Și aveți și site-ul de unde am luat. Este un domn doctor, nu-i dau numele, care... Și o să vedeți ce se întâmplă. Terapia prin medicina cuantică este cel mai nou și revoluționar concept în domeniul medical. Este vorba, repet, de biorezonanță și dispozitivul pe care îl promovează domn doctor este Scio. Țineți minte, Scio. Vom porni de la adevărul că omul este un sistem energetic și câmpurile informaționale energetice, cum spunea și domnul de mai devreme, sunt de fapt câmpuri electromagnetice. În acest context are sens să afirmăm că medicina cuantică se bazează pe efectele radiației electromagnetice în doze mici, cuante, în diagnosticarea tratamentului profilaxia și refacerea stării de sănătate a oamenilor. Aceasta înseamnă că expunerea electromagnetică folosește factori de origine naturală ai mediului înconjurător, care au efecte benefice asupra celulelor, organelor și sistemelor corpului. Medicina cuantică este de fapt o combinație armonioasă între descoperirile din fizică, în special cea cuantică, tehnologia modernă de vârf, conceptele științifice ale naturii, materiei vii și experiența milenară a medicinei orientale. Vorbesc cu asta așa, pur și simplu, să gâdile, să cumva costite o melodie, n-au nimic în spatele lor. Terapia cuantică este o metodă nedăunătoare, nedureroasă, cu eficiență înaltă, înaltă, pentru, rețineți, dispozitiv CIO, terapia e asta, cu dispozitivul CIO, este nedăunătoare, nedureroasă, cu eficiență înaltă pentru tratamentul unor afecțiuni variate. Ea intensifică eficiența tratamentului medicamentos și se poate combina cu homeopatia, fitoterapia, pentru obținerea unor rezultate deosebite, unor considerate chiar miraculoase. Probabil că mulți dintre dumneavoastră nu ați auzit niciodată despre astfel de aparate. În România ele sunt prezente destul de recent, după anul 2000. Între timp, nu, biorezonanța e pe toate drumurile, pe toate gardurile, sunt posturile de televiziune care dedică spații largi biorezonanțe și nu se face reclamă prea mare spre deosebire de tonele de medicamente mult mai puțin eficient. Atacul acesta la medicina bazată pe dovezi. Vedeți, și persoana cu care începeam această emisiune refuza medicina. Numai asta naturist. Asta este soarta oricărui lucru nou și eficient. La început este privit cu neîncredere. Bun. Care e legătura cu mediul academic românesc? Păi, haideți să vedeți. Universitatea de Medicină și Farmacie și din Timișoara. Este un curs opțional, un curs post-universitar, mai bine zis. Cursul disciplinei anatomie embriologiei, cursul neuroanatomie, neurofiziologie și biofeedback. Aici intră biorezonanța, aparatul și o placa turnantă a biorezonanței. Vedeți, sunt cursuri care se desfășoară în 4 module, care sunt pe parcursul acestui an, se termină în decembrie 2012. Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Domnul Băcean Aurel, unul dintre lectori, este autorul testului pe care l-ați văzut mai sus. Cum vi se pare? Nu îi se dă acum un iz științific serios? Pe un alt site al dispozitivului Scio, găsim niște referințe vis-a-vis de aceste cursuri.
cursuri post-universitare de neuroanatomie, ce v-am citit mai devreme. SCIO International, în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara, Facultatea de Medicină Generală, Catedra de Anatomie, vă invită să participați la cursul intitulat Neuroanatomie, Neuroelectrofiziologie și Biofeedback, dispozitivul SCIO, placa, turnanța, biorezonanță, primul curs post-universitar internațional de biofeedback acreditat, repet, de Colegiul Medicilor și Farmaciștilor din România cu 60 de puncte EMC, Educație Medicală Continuă. Deci o pseudoștiință acreditată de Colegiul Medicilor. Se oferă certificat de absolvire, curs post-universitar de neuroanatomie, neurofiziologie, 60 de puncte EMC. Condiții de participare, vă rog să rețineți. Absolvirea unei instituții de învățământ superior. Ești inginer? Ți-ai luat un curs de ăsta de 60 de puncte recunoscute de Colegiul Medicilor. Cum vi se pare asta? Nu miroase cumva așa vis-a-vis de spiritul academic, comunitatea academică? E Universitatea de Medicină și Farmacie. Știu. Dom'le, poate nu știu eu. Poate e ceva. Iată un document al FDA. Food and Drug Administration, Statele Unite. Un import, o alertă, o avertizare, publicată în 22.11.2011. Descrierea produselor care sunt cuprinse în această alertă sunt produse frauduloase sau înșelătoare. Produse medicale frauduloase sau înșelătoare. Și printre altele, sunt multe, dar e o gamă de produse care țin de biorezonanță, printre care este și interfața aceasta științifică SCIO, Scientific Consumer Interface Operation Systems, este trecută la produse frauduloase, înșelătoare, care nu se bazează pe nimic. Produse ce țin de pseudomedicină. Și despre acest subiect am vorbit-o mai mult. Nu vă citesc întreg textul, sper că ați apucat să-l vedeți, dar oricum, intrați pe net și îl veți găsi. Ce părere aveți? Universitatea de Medicină din Timișoara, Medicină și Farmacie din Timișoara, vine și organizează asemenea cursuri post-universitare pentru niște produse care în alte părți sunt considerate înșelătoare și frauduloase. Cum vi se pare? Nu vă miroase puțin așa? Nu vă sună așa cumva un glas de la al pseudoștiinței care răzbate, cântă frumos din comunitatea academică din România? Ca să nu mai zic, Universitatea din București a editat o carte care poartă nume de-a dreptul dezgustător, creațiuni științific, cu un conținut lipsit, cum să vă zic eu, pur și simplu poate fi combătut de un elev de liceu. Lucrurile acestea nu par îngrijorătoare pentru ai noștri, nu? Când apare un scandal politic, dintr-o dată, pac, toți, călare. Despre problemele fundamentale ale comunității academice românești nu s-a discutat. Numai noi, la această emisiune, din când în când, pentru că nu acesta este scopul. Repet, sunt convins, este evident, avem oameni de știință extrem de valoroși. Dar să știți că în lumea științifică este foarte, foarte importantă credibilitate. Credibilitatea ți-o pierzi, ți-o câștigi foarte greu și ți-o pierzi foarte ușor. Ce valoare mai poți pune pe o teză de doctorat din România când există cel puțin una în care pseudoștiința să lășluia ca lumea, era ca la ea acasă? Ce încredere poți să mai ai într-o facultate de medicină din România când acolo se organizează cursuri post-universitare cu dispozitive, pentru dispozitive care sunt recunoscute pe toată lume ca ținând de pseudomedicină? Lasă întrebările acestea fără răspuns, dar vom reveni poate asupra acestor subiecte cu alte ocazii. Oricum, noi ne vom întâlni săptămâna viitoare în același loc și la aceeași oră al dumneavoastră, Cristian Roman.